Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Am ieșit din cameră mai târziu, ce-i drept, mergem și noi să mâncăm un mic dejun. Sunt împreună cu Robert, zis și Fritz, fantasticul! Mergem să mâncăm ceva, am ieșit târziu pentru că am stat să încarc videoclipul cu ce am făcut noi ieri. Azi noapte pe la 5 m-am trezit și n-aveam somn și m-am apucat să termin de editat acest videoclip pe care voi îl veți vedea, până că îl urmăriți deja acum. Marian, este ziua meciului, cum te simți? Preși. Nu mai ai ochii în fundul capului și pomeții și țin afară. Arăți altfel. Câte kilograme ai? Nu știu, că n-am găsit un par. Nici eu nu l-am găsit, eu spun că Mito a glumit cu noi, că nu l-a lăsat acolo. Da, e la el. E la el și pe la sută. Deci pregătit. Mănânci, ne dignim, bandaje făcute, vine și Bebe, și Bebe să ne ajute. Și eu voi fi și la arbitraj, bine, nu la meci soccer. Tot aer, tot aer. Stai aici, nu te avantajam în noi, un fel, dacă pierdeai, pierdeai. Plimbare cu tricoul lui Sandu Lungu. Și liniștea dinaintea furtunii. Mamă, maestre, am aici un tricou cât 7. Dacă ai tricoul ăla pe tine, o să ai o să mare slab. Rochie. O să par slab. Oricum ești acum slab, față de cum ai fost purceluș. Ești un purceluș mai mic. Ieri eram un purceluș, adică acum sunt un purceluș acolo. A venit Adrian Maxim să mă ia, merge până la sala șofer sporturilor. Șofer personal. Șofer personal. Nu am mașină la Oradea, că eu am venit cu Fritz. Și eu te-am luat la București cu mine. Am venit cu avionul personal, las că și eu șofer personal. Cu mașina am venit. Și mergem după aia la Girișul de Criș. De Criș. Da? E localitatea unde te-ai născut tu, ai crescut? Nu, m-am născut în Oradea, dar acolo stai. S-a fost cetățean de onoare. Și astăzi sunt zilele comune și mergem acolo. Și voi fi premiat de către... De mine? De Ieruța Tădrezi te premiez? Păi da, musă. Păi cine să mă premieze, dar cu o experiență. Vedem acolo ce facem. De la ora 8 la sala Antonio Rexe sau în fața televizorului pe Digi Sport. O surpriză pentru prima. Ei, mulțumesc că am și Adrian Maxim și de la primar Ioan Pașcu că m-au invitat la acest frumos eveniment. Ați să văd o sală de box aici într-o comună mică și chiar eu vă felicit pe dumneavoastră. Ne pregătim, coborăm scările în hotel și mergem spre sală. Mergem, ne așteaptă și Mihai Barbu. Cât voi sta eu la arbitraj, îl va ajuta pe Mariana la vestiar. Foarte bine, mulțumesc că am venit să-l susținem pe Marian la acest meci. Este un meci incredibil de greu pentru el, dar sunt 100% că îl va câștiga. Dar ce o să spun Ostrovanu că tu susții pe Marian, că tu l-ai ajutat într-un timp și pe Ostrovanu. Da, l-am ajutat și pe Ostrovanu și el este prietenul meu, dar acum Marian este mult mai apropiat de mine decât el. Am înțeles, deci hai să mergem să-i dăm bătaie la Ostrovanu. Hai Marian, e pregătit? Înțepenii mai și de aia că nu m-a fost folos. Alo. Opa! Ia uite, tati, cine e aici? Alberto, ce faci, mă? Ce faci, mă, Alberto? Ia uite ce facem noi. De ce te ascunzi, mă? Ia uite, mă, să se ascunde de cameră. Nu-mi pace, trebuia să întorci. She told me it's not your fault, but you don't realize. Salutare din nou, suntem la sala polivalent Antonio Alexe din Oradea. Suntem alături de Stelul Felix, antrenorul lui Alex Voicu și supervisorul Galei Coloseum Tournament. Stelule, am o întrebare. De fiecare dată când veneam la sală și veneam cu două ore mai repede, ringul era gata. Uite cum arată ringul acum. E aproape mai gata. Păi ce ai făcut? Ce-ți fac, bobiță? Asta e.
Ce ai să transmiți celor care ne urmăresc? Am multe să le transmit. Important e să fii aproape de televizor. Pe Digi4 se va difuza această gală. Va fi un eveniment super, super interesant. Am în vedere faptul că vor fi trei centuri puse în joc. Meciuri de 5 reprize. Mi s-a făcut pielea de găină deja, dar abia aștept să văd și o parte din eveniment. Nu o să văd pe tot, deoarece o să mă puși de Alex Boico. Alex Boico va fi al treilea meci. Pac și înțelege, ei ajunge semnalul. Marian versus Capac. Marian versus Capac. E mic, mă, și el. Și știi cum se mănâncă micul? Cum este? Cu muștar. Așa e cel mai bun. Ai luat bătaie vreodată? Am luat, da. Uitați-vă la el cât de mare e. Dacă la femeie? Niciodată? Nu, așa. Așa începe totul. Altă sătime, nu mă împic, nu mă pune aia serios. Că toți e. Crețeți de la că o recunoaștem sau? Așa e, așa e. Că toți am luat-o. Nu știu voi. Dați și voi în comentariu, dați și voi în comentariu la acest episod dacă ați luat bătaie de la femei sau nu. Acum, pe bune, fiți cinstiți. Mă duc să îmi schimb tricoul și mă pregătesc să stau în colțul lui Marian. Cred că deja se încălzește.
acoperă. De când ți-a dat genunchiul și te-ai dus, i-am spus mai sus ca sufletului. Ca să-ți ia mai sus și de decizia. Pentru că tu ai nevoie, la următorul mes, nu ai nevoie că dacă se întâmplă acum ceva, nu e așa mare, că de-aia